sound. Suntem în studioul Vibe Production. Gianni și-a găsit locul de relaxare. Cu cine? FC Barcelona? Cu cine? Uite Sasha. Uite Sasha ce are Uzi. Așa, asta este camera de la intrare. Așa. Aceasta este cabina lui de înregistrări. Are cabina foarte mare față de cum este la mine. Ne afișează versurile. Are un microfon foarte bun pe care aș vrea să fac schimb cu al meu, nu m-aș supăra. Este un microfon de la Neumann. Și aici este domnul director, de la Vibe Production. Astea sunt niște monitoare foarte interesante, ar trebui să-i fac schimb cu, să-și ia Yamaha HS8, că astea sună nasol. Aș fi vrut, dar schimb. Le mai păstrez pe astea un pic. Așa. Ce mai avem aici? O clapă. Asta e ok. E Audio Keystation 49. Cubase-ul, bineînțeles, cu licență, 9.5 chiar. Cât a geamul, cabina, v-am arătat ce cabină mare are. Și acesta este mixerul pe care îl folosește în studio, Studio Live 16, seria 3 de la Presonus. O să-l folosim și noi în evenimentul pe care îl avem aici la Brașov și o să vedem cât de bine se comportă față de... Adică să facem o comparație între Behringer X32 producer pe care îl folosesc eu și Presonus Studio Live pe care aș fi vrut să-l cumpăr atunci când a apărut și a apărut de mai puțin timp față de Behringer X32. Și bineînțeles aici spuma pentru cei care vor să folosească în studio ceva de calitate, este vorba despre Avalon. Avalonul. Sună bine, mă? Avalonul sau cum sună? Zi. E bine? Interesant, destul de bine. E destul de bine, interesant. Cât e prețul Avalonului? Un pic peste 3.000, parcă. Deci un pic peste 3.000 de euro. Și este practic pe lampă, nu? Da. S-a și încălzit lampa. Păi ar trebui să-l schimb, mă. Ți-l dau pe ăla al meu de la studio. Eu am vrut să-ți propun, dar nu știam. Să-mi propui, da. Cam așa arată studioul de la Brașov. Dacă nu aveți drum în Pitești și nu veniți la Green Sound Studio, puteți să treceți pe la Vibe Production pe aici prin Brașov. Dacă nu puteți să faceți 150 de kilometri în 3 ore și jumate, deja sunt semafoare pe drumuri, sunt serpentine și veniți la Pitești. S-a deschis autostrada. Da, s-a deschis autostrada, da. Deci Bogdan a spus că o să-mi facă cadou o pereche, are două perechi de Sennheiser HD26 Pro. Eu folosesc HD25, unul versiunea 2, care practic ele au apărut ca și căști de studio, dar au devenit cele mai folosite și cele mai celebre căști pentru DJ. Și aș vrea să le fac pe astea celebre, HD26 Pro. nu m-aș supăra să facem schimb. Da, rămâi pe stres, da. Ok. Trecem în fotografie prin două faze. Am înțeles, da, două elementele. Elementele de lumină sunt ok. Uitați ce sunt nevoit, în loc să mă servească și pe mine patronul ăsta cu o cafea. Dar în primul rând ar trebui eliberat de stres patronul, domnul Mirica Bogdan. Deci ce trebuie să fac eu să mă sacrific pentru el? Uitați-vă la el. Restaurant Cronwell din Brașov, am montat echipamentele, așteptăm să sosească invitații. În seara aceasta avem balul Rotary de aici din Brașov. Muzica.
arbitrului Dăntușa a cedat și nimeni nu a... Cazarea care este insuficientă. Sunt oameni care chiar s-au cazat în corturi la minus 44 de grade și Capra Neagră ajunge pentru prima oară în finală. Să vă zi, să trească partea noastră și până care e finală. Ca să se știe, colegul meu Bogdan mi-a făcut cadou o pereche de căști de la Sennheiser HD26 Pro. Mulțumesc, sunt la fel, domnul Mirica, sunt la fel deja. Ce să facem? Nu facem nimic. Baby, I'm dancing in the dark with you. Bring sound.